Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividend, deci bine ați venit la un nou video. Astăzi discutăm despre runda de achiziții din iulie, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei vreau să mulțumesc abonaților pentru că am trecut de 11.000, iar dacă sunteți pentru prima oară pe canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții unde documentez toate aventurile mele pe bursa din state. Acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Iar dacă am trecut și de jumătatea anului, a ieșit și raportul CPI din state, se pare că inflația își domolește puțin creșterea. Avem și un meeting al cererilor de la Federal Reserve în aproximativ două săptămâni. Foarte mulți analiști consideră că dacă vor fi mărite ratele de dobândă, s-ar putea să fie ultima oară când acestea sunt mărite în acest an, dar rămâne evident de văzut cum vor evolua lucrurile. În luna iulie am avut trei companii pe care le-am achiziționat. Prima dintre ele este Bristol Myers Squibb Company, ticker BMY. O companie din Healthcare ce și-a mărit dividendul pentru 14 ani consecutivi are în momentul de față un randament de aproximativ 3,7% și un dividend growth rate în ultimii 3 ani de aproximativ 9,2% pe an. Este o rată destul de bună de creștere, dar nu mă aștept să fie menționată și în următorii ani, mai ales în lumina, nu știu, a ultimelor achiziții ale medicamentelor, al căror patent de exclusivitate va expira și așa mai departe. Dacă ne uităm pe graficul de preț de pe Seeking Alpha, lucrurile nu arată extraordinar. În ultimii 5 ani au avut o creștere de doar 10%, iar ei au scăzut destul de mult în preț în ultimele luni, printre posibilele motive fiind probabil mutarea capitalului din healthcare în tech. Observăm că zilele acestea iarăși avem o exuberanță, mai ales în ceea ce privește companiile mari din tech și mai toată lumea reîncepe să investească în ele și se camută cumva capitalul dintr-un sector în altul. Avem iarăși valori până la cer. S-ar putea ca această scădere de preț să fi fost cauzată și de plecarea fostului CEO undeva în primăvară, după aproximativ 8 ani la cărma a companiei. Datoriile sunt în creștere, anumite patente de exclusivitate vor expira, mai ales cel pentru Revlimid, unul dintre medicamentele de top ale celor de la BMY, mai ales în privința vânzărilor. Se apropie totodată și data de expirare a patentelor pentru alte medicamente, precum Obdivo și Eliquis, așadar sunt câteva motive care cel mai probabil au determinat această scădere în preț, însă cei de la Bristol Myers au un plan, încearcă să-l execute, vedem cât de bine le va ieși acest lucru. Au făcut câteva achiziții în ultimii ani, printre care și Selgin dezvoltă noi produse, noi medicamente, dar din nou rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în următorii ani. Dacă ne uităm pe ultimele rezultate raportate în primul trimestru din 2023, Observăm că vânzările au scăzut ușor cu 3% dacă vom compara cu aceeași perioada anului anterior sau cu 1% dacă excludem cursul de schimb. Ce este îmbucurător este faptul că noile medicamente dezvoltate și-au dublat cumva vânzările în primul trimestru din 2023 față de 2022, dar cred că analiștii și piața cumva se, ei se așteptau ca aceste vânzări să crească într-un ritm ceva mai accelerat. Observăm că estimările pentru 2023 nu sunt neapărat prea roz. Ei cred că își vor, sau presupun că își vor crește vânzările cu doar 2% în comparație cu 2022. Nu este ceva wow. Dacă ne uităm și pe ce predicții au pentru viitor, observăm că în 2025 ei cred că vor avea undeva între 10 și 13 miliarde de dolari în ceea ce privește medicamentele care vor ieși pe piață sau care au ieșit de curând pe piață, însă în 2030 vor să-și dubleze aceste cifre. Din nou rămâne de văzut cât de mult se vor concretiza aceste planuri pentru că așa viitorul sună destul de bine. Adică tot vorbeam de pierderea exclusivității, observăm cum pentru produsele ce tocmai și-au pierdut acel patent de exclusivitate, recent losses of exclusivity, avem vânzări în scădere cu 34% față de aceeași perioadă anul anterior, așadar a fost o scădere destul de semnificativă. Asta se întâmplă, de exemplu, și la Evi odată ce uh, și-au pierdut patentul pentru Humira în Europa și de curând în Statele Unite. Așadar nu este neapărat ceva neașteptat, însă aceste companii trebuie în permanență să inoveze și să vină pe piață cu noi produse. Dacă ne uităm pe cifrele istorice, lucrurile arată în felul următor. În ultimii 10 ani a avut un randament de aproximativ 2,9% al dividendului, în clipa de față avem 3,7%, așadar semnificativ mai mare. Rata de creștere a dividendului în ultimii 10 ani, în ultimii 5, în ultimii 3, este cumva pe un trend ascendent, dar din nou nu mă aștept să poată să mențină acest 7% sau 9% în următoarea perioadă. Ei de curând și-au mărit dividendul cu vreo 5,5%, mă aștept mai degrabă să fie undeva 3, 4, 5% în următorii 2-3 ani. Pe Payout ratio arată destul de decent, EPS 74% în funcție de free cash flow la 39%, principalii indicatori arată și ei bine în momentul de față față de media din ultimii 10 ani. Debt to capital este în creștere în ultimii ani, nu este la un nivel exagerat în momentul de față, dar aș vrea cumva să văd că fac mișcări mai semnificative în direcția aceasta și scad cumva datoriile. Shares outstanding în creștere, mai ales după achiziția Sergin, nimic de speriat acolo. Credit rating a plus. Dacă ne uităm pe free Cash Per Share și EPS Per Share, lucrurile arată în felul următor: la EPS Per Share, din nou, sunt evoluții haotice, am avut achiziții, la free Cash Per Share, în schimb, observăm că au avut din 2012 până prin 2015 scăderi constante, dar apoi au avut un trend și o creștere destul de frumoasă până în 2021. În 2022 au scăzut ușor, rămâne de văzut ce vor reuși să facă și în 2023, însă dividendul este destul de bine acoperit și există suficient spațiu de manevră pentru mărirea lui pe viitor. Dacă ne uităm și la graficul Dividend Yield Channels, din nou nu luați acest grafic drept recomandare de achiziție. Dacă sunteți curioși cum este el alcătuit, l-am construit bazându-mă pe metodologia descrisă în cartea Dividends Don't Lie a lui Geraldine Weiss. Nu o să-l găsiți pe nicăieri, este o creație proprie. Îl găsiți în baza de date dacă vreți să vă abonați, aveți mai multe detalii în descrierea acestui clip. Iată cum arată acest grafic pentru Bristol Myers Squibb observăm că ei mai degrabă cochetează cu această zonă verde de subevaluare și în ultimul timp, în ultimele luni, 7, 8, 9 luni, au tot scăzut ușor în preț. Așadar, poate fi o oportunitate sau un moment bun pentru a achiziționa Bristol Myers, dar din nou, încerca să vă faceți temele cât mai bine. Iată și în cât timp mi-aș recupera banii strict din dividende. Am luat în calcul o rată de creștere a dividendului de 5%. S-ar putea să fie puțin prea conservatoare pe termen atât de lung, dar prefer așa. Mi-aș recupera banii undeva între anul 17 și 18. Pare că aș vrea mai degrabă să îi recuperez în anul 15, dar nu știu dacă o să mai văd Bristol-Myers sub 50 de dolari prea curând. În momentul de față consider că această companie este la un preț corect Poate o idee subevaluată, dar ținând cont de riscurile aferente, nu cred că este atât de mult subevaluată. Însă am achiziționat 5 acțiuni pentru că eu consider că sunt recompensat pe măsura riscului pe care tocmai uh, mi l-am luat. Cea de-a doua companie achiziționată este UG Corporation, ticker UGI. o companie din domeniul utilităților ce și-a mărit dividendul pentru 36 de ani consecutivi. Are în clipa de față un randament de 5,7% și un DGR3 de 7,2% pe an. Este o rată destul de bună, dar din nou, nici aici nu cred că vom avea această rată în următorii ani, nu cred că va reuși să fie susținută mai ales că ei tocmai și-au mărit dividendul cu doar cu ghilmele de rigoare 4,2%. Cu este o companie fondată în 1882, au plătit primul dividend în 1885 și au continuat de atunci să plătească un dividend până în prezent. Au un record de 139 de ani de plata a dividendelor, mi se pare absolut fantastic. Ei au scăzut destul de mult în preț în ultimele luni. Priviți cum arată graficul în ultimii 5 ani. Au avut un 2021-2022 incredibil, mai ales în contextul în care am avut războiul din Ucraina și prețul gazelor naturale a crescut, dar în 2023 prețul începe să scadă pentru că avem temperaturi ceva mai ridicate și stocuri ceva mai mari în Statele Unite și în Europa, mai ales în urma măsurilor de economisire pe care europenii și americanii l-au luat, iar cei de la UGI au aproximativ 60-65% din venituri în această zonă, așadar am avut o scădere destul de accentuată în ultimele luni. Însă, ei vor să investească aproximativ un miliard de dolari în energie regenerabilă, așadar, viitorul pare să sune bine, dar vedem în ce măsură le vor ieși aceste inițiative și în ce măsură se vor concretiza aceste planuri. Dacă ne uităm pe ultimele rezultate raportate pentru Q2 2023, lucrurile arată în felul următor. Am avut un EPS year to date aproape în linie cu perioada de anul trecut, în o scădere cu aproximativ 1%, însă EPS-ul pentru acest trimestru de doar 1,68 a fost mai mic decât cel raportat anul trecut de 1,91 cu aproximativ 12%. În clipa de față, UG, având atât de multe venituri din această zonă a gazelor naturale, are de suferit, dar nu cred că lucrurile, sau mai bine zis, cred că piața a pedepsit mult prea mult această companie și lucrurile nu cred că stau chiar atât de rău precum se vede în prețul și în evoluția prețului în ultima perioadă. Dacă ne uităm pe cifrele istorice, lucrurile arată în felul următor. În ultimii 10 ani, media randamentului pentru dividend a fost de 2,7%, în gripa de față ei au un randament de 5,7%, așadar semnificativ mai mare. Rata de creștere a dividendului a fost cumva constantă, ceea ce nu prea vezi atât de des, undeva la 7,7% funcția de principali indicatori par subevaluați față de price to earnings și price to EBIT, dar supraevaluați în funcție de price to operating cash flow și price to free cash flow. Free cash flow la companii din sectorul utilităților nu este neapărat de important, mai degrabă am și concentra pe EPS. Pe și ratio arată bine în funcție de EPS, doar 28%, dar groaznic în funcție de free cash flow, minus 336% deoarece au avut în 2022 cu un free cash flow negativ. Debt to capital decent pentru o companie din sectorul utilităților doar 55%. Shares outstanding în creștere, dar din nou ceva normal, așa fac practic rost de bani companiile din acest sector, printre altele. Credit rating a minus, un credit rating destul de bun. Iar cum arată lucrurile și pentru free cash flow per share, EPS per share și dividends per share. Din nou, free cash flow per share pentru o companie din sectorul utilităților este mai degrabă mai puțin important decât EPS-ul sau mai degrabă eu m-aș uita la EPS decât la free cash flow. EPS-ul priviți cum a evoluat. Am avut în 2021 fantastic, dar în 2022 lucrurile au mai revenit puțin pe pământ, însă dividendul este destul de bine acoperit și eu cred că există suficient spațiu de manevră pentru mărirea lui pe viitor, însă am cam riscat puțin cu, cu această achiziție. Nu știu dacă îmi voi mări poziția neapărat pe viitor, chiar dacă îi rămân în această zonă de preț, deoarece vreau să vă cum evoluează lucrurile nu știu, în următorul an sau în următorii 2 ani, și consider că mișcarea pe care am făcut-o și achiziția celor de la UGI este destul de riscantă. Așadar, faceți-vă bine temele înainte de a decide dacă merită să investiți sau nu în această companie. Graficul Dividend Yield Channels arată în felul următor. Din nou, vorbim de o companie ce strict conform acestui grafic pare foarte subevaluată și mi-aș recupera banii strict din dividende la o rată istorică de 4% de creștere undeva prin anul 13. Aș vrea ceva mai repede, dar nu e rău nici așa. Din nou, eu consider că această achiziție este ceva mai riscantă și am decis cu ghilmea de rigoare să risc o mică sumă de bani și să achiziționez 16 acțiuni UGI, monitorizând situația pe viitor și văzând cum evoluează lucrurile pentru această companie. Iar ultima companie pe care am luat-o în această rundă de achiziții este o poziție nouă în portofoliu și anume Vici Properties Incorporated, ticker Vici, un rei de care am auzit de foarte mult timp, de mai bine de una și jumătate de la Joseph Carlson, știți bine că sunt un mare fan Joseph Carlson, însă eu nu am ezitat să-i cumpăr atunci când el i-a luat, deoarece este o companie cu un istoric relativ scurt, au apărut în 2017 după, cei de la, după ce cei de la Caesars Entertainment și-au rupt câteva bucăți din business deoarece ei erau cumva într-un proces de reorganizare, au trecut practic prin Chapter 11 și așa s-a născut vicii. De atunci au mărit dividendul la un record de doar 6 ani, evident că n-ar fi putut să aibă un record mai lung de atât. În clipa de față un randament de 5% și un dividend growth rate în ultimii 3 ani foarte bun de 1,6% la un așa randament. Rămâne de văzut dacă îl vor putea susține pe viitor. Din nou, l-am urmărit de multă vreme, n-am achiziționat rate ăsta. Am decis să-l achiziționez acum deoarece mișcările și planurile pe care le-am văzut din partea managementului și evoluția companiei în ultima perioadă cumva m-au convins să inițiez până la urmă o poziție. Vici este un rate implicat în industria jocurilor de noroc și a cazinourilor în zona Las Vegas pentru cine nu știe și ei au ajuns destul de rapid unul dintre cele mai mari și mai importante rate din acest sector. Priviți cum arată și evoluția prețului în ultimii 5 ani. Practic au crescut cu aproape 50% deși de pe la jumătatea lui 2021 și până în prezent tot băltesc cumva în zona asta de 30-33 de dolari. Eu știu că poate unii au o anumită problemă cu investiția în acest sector al păcănelelor, al jocurilor de noroc, dar din păcate acest viciu nu cred că va dispărea vreodată. Dacă ne uităm pe ultimele rezultate la portate, ele arată în felul următor. Cei de la vici în momentul de față au o rată de ocupare de 100%, mi se pare absolut incredibil. Au 49 de proprietăți, patru trasee de golf și mi se pare fantastic cum au reușit să aibă o rată de ocupare perfectă, practic. În clipa de față ei se extind și în Canada. Just Advanced from Operations, practic, KPI-ul care contează la reituri, nu IPS-ul, ci AFFO-ul, a crescut cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă anului anterior și în clipa de față vreau să văd cum se vor concretiza planurile celor de la Vici în viitor, Sper totuși să nu se întindă mai mult decât le este plapuma și sper să nu se extindă prea mult, prea repede, dar până acum managementul, din punctul meu de vedere, a executat planul foarte bine și lucrurile au evoluat foarte bine pentru acest trăit. Estimările lor pentru 2023 arată în felul următor, un AFFO undeva între 2,10 și 2,13. Dividendul pe care îl plătesc în momentul de față este undeva la 1,56, așadar vom avea un payout ratio de aproximativ 74%, un payout ratio destul de bun, de obicei la rate este undeva la 80-90%. Dacă vor să ducă și ei payout ratio undeva în 80%, poate vom avea o mărire a dividendului de 6-7% în viitorul apropiat. Doamne ajută să se întâmple așa ceva, dar vedem cum vor evolua lucrurile. Prele istorice arată în felul următor, din nou nu avem un istoric prea lung, am media doar pentru ultimii 6 ani, pentru că această companie există doar din 2017 încoace. Randamentul este cumva în linie cu media din ultimii ani, 5% versus 5,1%. Rata de creștere avem doar pentru ultimii trei ani, 8,6%, așa cum vă spuneam. Pare o idee subevaluată în funcție de principali indicatori. AFFO payout ratio la doar 78%, debt to capital la un nivel de decent, doar 39%, shares outstanding în creștere, dar este normal pentru reituri, credit rating triple B minus. nimic, wow, AFFO per share, free cash flow per share, dividends per share, arată în felul următor, practic dividendele au evoluat în oglindă cu AFFO per share și există suficient spațiu de manevră pentru mărirea dividendului pe viitor mai ales că există mult entuziasm în ceea ce privește gambling în clipa de față în Las Vegas, mai ales după COVID și după ce oamenii n-au putut să se ducă neapărat acolo în ritmul în care își doreau, așadar eu mă aștept ca această companie, cel puțin în viitor apropiat, să evolueze destul de bine. N-am evident un grafic pentru Dividend Deal Channels, deoarece avem istoric cu atât de scurt, dar iată în cât timp mi-aș recupera banii strict din uh, dividende la o rată de creștere a dividendului de 5%, deci ceva mai mică decât au dat până acum. Mi-aș recupera banii undeva în anul 14-15. Aș vrea mai degrabă în anul 12, dar nu știu dacă o să mai ajungă vici sub 25 de dolari prea curând. În clipa de față, eu consider că această companie este la un preț corect, dar nu neapărat uh, subevaluată. Nu mi se pare că este o companie ieftină, așadar am inițiat o mică poziție de doar 5 acțiuni și vreau să-i monitorizez cu atenție pe viitor și dacă rămân în zona asta de preț sau mai scad, mai ales sub 30 de dolari, cel mai probabil îmi voi mai uh, mări poziția și sunt nerăbdător să văd cum vor evolua pe viitor și cum se va extinde această companie în afara Statelor Unite. Aveți și confirmarea tranzacțiilor mai jos, 5 acțiuni Bristol Myers, 16 acțiuni UGI. din nou o mișcare destul de riscantă, poate prea riscantă, dar vedem, sper să nu fi făcut o greșeală cu cei de la UGI și 5 acțiuni Vici, undeva aproape la 900 de dolari investiți și prin această investiție mi-am crescut dividendele anuale nete cu aproximativ 39 de dolari. Dacă ne aruncăm un ochi și pe portofoliul public, lucrurile arată în felul următor, foarte multe nuanțe de verbe, câteva nuanțe de roșu, o nouă poziție în portofoliu, cei de la Vici, așa cum vă spuneam, și un profit care a ajuns la 8700 de dolari, o Cifra absolut fantastică, dar cum vă spun de fiecare dată, nu acea ce le mă interesează neapărat, ci mă interesează aceasta. Am ajuns la 2656 de dolari dividende anuale nete și sunt cu un mic, mic pas mai aproape de acest prag de 500 de dolari pe lună. Abarna cum vă revolua lucrurile, din nou se preconizează o recesiune sau o criză undeva la începutul lui 2024. Analiștii se așteptau ca 2023 să fie un an groasnic și vedeți cât de bine au evoluat bursele, așadar nu m-aș baza pe aceste estimări. Tot ce știu este că în 10-20 de ani vom fi într o poziție mult mai bună decât astăzi și că investind pe termen lung constant cu răbdare și disciplină, avem cea mai bună șansă să ne creștem bunăstarea. Nu uitați că bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare.